Bă, ce mă cu tine aici? Salut. Eu sunt Florin. Și Dacă ai auzit clopoțelul, știi deja, înseamnă că trebuie să ne dai un subscribe. În cazul în care ai făcut o deja, te așteptăm și cu un share și un like ca și prietenii tăi să vadă genul acesta de materiale pe care noi le facem în fiecare săptămână. Astăzi vorbim despre ce trebuie să facă o persoană supraponderală? Bă! Ce e cu tine aici? Eu vreau unul mai Bine, da? Mă rog. E ok și așa. Ridică mâna să vadă toată lumea că ești viu. Ok. Dacă aveți așa ceva, adică un semi-rotund la nivel median al corpului vostru, asta înseamnă că. Orbeți beți multă bere, ori vă place mâncarea nesănătoasă și stați în canapea, ori lucrați la birou rănțăiți toată ziua. De la birou și până la mașină nu mergeți pe scări, mergeți cu liftul. În momentul în care ajungeți în apartament, primul lucru pe care îl faceți este să vă înfigeți în frigider. Mă rog, toate obiceiurile astea pe care cu toții le-am făcut la un moment dat. Asta înseamnă că ai nevoie de ajutor. Ai nevoie de sport și ai nevoie de o alimentație corectă. Așa că semicercul ăsta de aici, el poate fi, suge el poate fi diminuat dacă aveți grijă ce mâncați și dacă faceți sport. Hai să detaliem chestia asta. Da, să facem curățenie pe masă. Vorbeam despre alimentație și sport. Dar, înainte de asta, tu trebuie să te înarmezi cu răbdare. De ce? Pentru că trebuie să-ți aloci un minimum de 2-3 săptămâni pentru a vedea primele kilograme pierdute. De ce 2-3 săptămâni? Pentru că metabolismul tău nu poate fi schimbat de la o zi la alta așa cum funcționează creierul tău. El trebuie lăsat să își revină în stare de scădere în greutate, iar asta se face în timp. 2-3 săptămâni, așa cum ți-am spus. Mai departe, mergem către partea de antrenament. 2-3 antrenamente pe săptămână. La început, în primele 2-3 săptămâni. De ce? Pentru că și așa vei avea o alimentație modificată la care corpul tău va reacționa printr-o stare aproape permanentă de moleșală, de chefles, ea spune, și tocmai de aceea două, maxim trei antrenamente pe săptămână ar fi suficiente. Cât de diversificate? Ar trebui să vorbești cu un specialist despre asta. Dar ca și sfaturi generale îți sugerez exerciții cu greutăți libere, nu mari, medii, cu 15-20 de repetări pe fiecare exercițiu, trei serii la fel pe fiecare exercițiu sau circuit. Și nu uita că antrenamentul tău trebuie să aibă, și exerciții cu greutăți și exerciții cu greutatea corpului și cele de cardio 15-20 de minute, dacă ai putea, și să nu dureze mai mult de o oră. Acum că am terminat cu partea de antrenament, mai departe trecem la nutriție. Alimentație cât mai verde, cât mai puțin procesată și cu niște semințe pe alocuri, în anumite zile și în anumite momente ale zilei. Vorbim de tot ce înseamnă alimente ce le putem găsi la tarabă, în piață sau la supermarket. Alimente puțin procesate, așa cum ți-am spus și mai devreme, care să nu-ți ia mai mult de 10-15 minute să le prepari pentru că, credem o pe cuvânt, îți vei pierde răbdarea la un moment dat. Și încearcă să nu-ți faci de mâncare doar pentru astăzi, încearcă să-ți faci de mâncare și pentru astăzi și pentru mâine. Astfel încât ceea ce ai mâncat astăzi să mănânci și mâine, să nu să gătești în fiecare zi. Din punct de vedere al meselor, eu îți recomand 3 mese pe zi. Dacă mai ai poftă și de o gustare, ok, fie și o gustare. Când vorbim de gustări, la fel, fructe, semințe, oleaginoase, încearcă să-ți iei aportul de calorii din alimente foarte, foarte puțin prelucrate, care au trecut prin cât mai puține procese. Dacă se poate, doar o fierbere sau un cuptor și atât. Mai ai nevoie de un lucru în toată ecuația asta, ca tu să ai rezultate și să poți să pierzi kilograme. Ai nevoie să fii într-o stare fără influențe negative asupra ta, fără stres. Stresul e cel mai mare inamic al omului modern. Tu ai nevoie să scapi de el dacă vrei să faci asta, crede-mă, trebuie să mergi la sală. Sala te ajută să scapi de stres. Ține minte lucrul ăsta. Încearcă să-ți îndrum familia, să o antamezi în tot procesul ăsta al tău de scădere în greutate. Cu exerciții simple, cu alimentație corectă, fără stres, credem pe cuvânt, vom discuta peste două luni, probabil cu 10-20 de kilograme mai puțin, în funcție de greutatea de la care ai pornit. Până atunci, Cam atât pentru astăzi. Ne vedem data viitoare. PA!